Ei, salut! M-am decis să fac un video, o simulare la Football Manager 2019. Ce am zis? Am zis că o să modific câteva setări inițiale, apoi să-i dăm o simulare pentru câțiva ani și după cum vede, dacă se poate vedea, să vedem. Suntem pe 1 iunie 2027, deci am simulat cam din 2018, am simulat 9 ani, cam atât m-a lăsat inima deocamdată, eram prea curios. Ce setări am făcut? Folosesc FMRTE19 pentru a edita jocul inițial. Am luat primele 20-25 de echipe din România, cam așa, și le-am făcut la toate, le-am ridicat la 20, training, setup, youth intakement și tot ce ține de junior, le-am făcut 20 și am modificat și România ca țară, ca orice jucător generat să fie good. Deci între 14 și 15 skill la orice jucător. Adică bănuiesc că este, nu este la orice jucător, dar o medie la majoritatea jucătorilor generați. Hai să-i dăm drumul. 1 iunie 2027. Hai să vedem, începem cu Liga 1, bineînțeles. Să vedem cam cine a luat campionatul cam din 2018 până în 2026. Oho. Se pare că FCSB și-a revenit. O să zic Steaua. Eu nu am, nu iau parte nimănui, dar pentru mine FCSB este Steaua. Așa că e mult mai ușor de spus. Deci Steaua, 2, 3, 5 campionate, Craiova, 2, 2000, da, 2 și Dinamo, opa. S-au pregătit oare pentru Champions League? FCSB, da, cam asta e. FCSB, Dinamo și Craiova. Interesant. Viitorul pe locul 2 în 2026. CFR-ul de 2 ori vicecampioană la rând. Trebuie să fi fost tare frustrant. Hermannstadt pe locul 3 în 2020. Bun, viitor voluntar pe locul 3 în 2022. Interesant, iată. A, da, probabil când am uitat să zic când am editat echipele, am ales, când am ajuns la echipe din Liga a doua, am ales mai multe echipe de tradiție și am făcut sistemul de junior mai, l-am dus la 20. Deci Petrolul probabil a avut câțiva juniori buni, să sperăm. Da, iată, locul 6 anul ăsta și Petrolul are jucători peste 1 milion, are câțiva jucători peste 1 milion, nu e rău. Cred că ăsta, Dumitru Stegaru, trebuie să fie unul din jucătorii generați. Da, frumos, interesant. Hai să ne uităm la transferuri. Acolo devine foarte interesant. Hai să începem cu 2020 și 2018, transferuri. Denis Mann de la FCSB la Guangzhou. Da, se pare că a luat ceva bani pe el pe cale, dar nu cât se aștepta și probabil nu unde, de unde se aștepta. 6 milioane de euro, 7 milioane de euro, cu tot cu bonusuri, e ceva. Oscar Torlei de la Trakai la FCSB. A citisem recent că Becali nu mai aduce străini, dar iată că s-a răzgândit. Încolo. Slăbuț primul sezon, dar era de așteptat. Nimic interesant în afară de Denis Mann la Guangzhou. Hai să mergem 2020, 2019-2020. Să ne uităm de la 1 milion în sus. Alexandru Mățan la Inter. Interesant, părintă nasă la Cagliari. Da, nu sunt zecile alea de milioane pe care le spera Becali. Tenis Drăguș la Manchester City, da, așa da. Și Raul Baicu la Manchester City. Raul Baicu valorează 28 de milioane în momentul de față.
Interesant. Raul Baicu, 200, joacă la Manchester City, are 28 de milioane valoare și totuși are doar 3 selecții la națională. Înseamnă că situația României trebuie să fie îmbunătățită foarte tare. Iani Sage la Chelsea, pe 5 milioane, aproape 5 milioane. Asta pare un preț mai rezonabil. Valorat la 20, 19 milioane acum, 20 de selecții, 3 goluri. Ah, joacă la Anderlecht acum. Deci bănuiesc că nu i-a mers bine la Chelsea. Văd că a fost împrumutat la Swansea, la Norwich, Trabzonspor. Încă au făcut și un profit. Luat cu 5 milioane, vândut cu 8. Bănuiesc că aici loan a fost împrumutat pe 1,8 milioane. Olimpi Morocean la PSG, 5 milioane. 40 de selecții, 14 goluri. Așa da, așa da. Deocamdată la Crystal Palace. Nu prea i-a mers la PSG, nu? Nu prea, nu prea. În schimb, văd că, oho, la Crystal Palace s-a descurcat excelent, Premier League. Nu, a, nu. Championship, de aia. În Premier League, mai greluți cu golurile. Interesant, interesant. Mergem mai departe. Oh, mai slab sezonul ăsta. Jovan Marković la Craiova, la Manchester United. interesant să văd și ziua asta când Manchester United l-a cumpărat direct la Craiova. Manchester United împrumutat din nou în Liga 1. Da, Porto împrumutat și apoi transferat Moka la Everton. Înseamnă că nu prea a dat randament. Nu, bănesc că Jovan Marković joacă la Craiova acum, nu? Tommy? Da, am auzit de el. Jovan Marković. Ok. Mitrița. Mitrița n-a prins transferul mult așteptat. Și acum e la Manchester City. De la Montpellier. Să vedem ce traseu a avut. FCSB, FCSB. Nu prea s-a descurcat Mitriță nici măcar la FCSB. A avut un sezon bun, dar apoi, pe 3 milioane, doar nici 3 milioane în Ligue 1. Așa. Aștepta mai mult de la Mitriță. Claudiu Stan. Deci nu este, n-am ajuns încă la jucători generați. Dinamo, Porto, Torino. Așa. Manuel Guarino. 10 milioane, vă rog. A fost adus în 2020 la Botoșani. Deci ca 20 de meciuri a dat un gol. Transferat pe 5 milioane Manchester City. Interesant, interesant. A venit Moca? Am fost atent. Da, a venit Moca. Bună afacere, bună afacere. Dăm next acum, să sperăm că vom vedea ceva și mai interesant. Sper să apară generații. Așa. Să ne uităm oare și mai jos. Hai să luăm unul la întâmplare, un generat, un jucător generat, Marcel Vișan, 500 de mii, 25 de ani. Da, Ripensa este una din echipele la care am ridicat nivelul de juniori. Sepsi, jucător de Liga 1, bunicel. Nino Galovici, bănuiesc că este un transfer făcut. Da, 2018-2019, da, Hajduk Split, interesant, oh, ia să vedem aici ce s-a întâmplat aici, Andrei Mihai de la Hermannstadt la Manchester United, da, asta, și am văzut unul și mai jos de la, asta să ne uităm la așa mai întâi, Andrei Mihai,
1.200.000 la Manchester United, nu prea a dat randament, a plecat la Crystal Palace, care nici acolo, acum să vedem sezonul viitor. Nu prea convins. Și Vasile Negruț. Vasile Negruț, iată un jucător generat, 26 de milioane, la 24 de ani, are 45 de selecții și 3 goluri. Mijlocaș central. Interesant. Asta da, de la CFR la Juventus. Juventus nu prea a jucat. În schimb, a făcut două sezoane bunicele. 661, 662. Două sezoane, aș zice eu, foarte bune la West Bromwich în Premier League. Nu e ușor, nu e ușor. Pare că este unul din jucătorii de bază ai României. Ce ar mai fi? O luăm în sus. Sabin Drăgușin, FC Argeș Milan. Da. Interesant. O selecție, niciun gol, 3,4 milioane, nu cred că a dat randament la Milan, nu, puține meciuri. Apoi, Eintracht Frankfurt. 25 de ani, ar fi trebuit să se remarce până acum, nu cred că o să explodeze vreodată. Un transfer in de la Legia la Steaua. Interesant. A jucat ceva sezoane la Steaua. Da? Poi a trecut pe la Petrolul. Acum Budugnost. Cred că vedem un jucător generat, da? 37 de selecții, 27 de goluri. Da, ăsta atacant. Ăsta atacant. Așa ne-ar trebui și nouă acum. Hai să vedem. Voluntar, deci a fost generat la voluntari. A jucat câteva sezoane. Câți ani are? 24, tânăr, tânăr, deci a jucat până la vreo 20 de ani la voluntari, apoi a fost transferat la PSG pe 600 de mii plus bonusuri din câte am văzut acolo. Apoi în Liga Bănesc a treia sau a patra Național 2. 26 de meciuri și goluri. Apoi împrumutat la Valencia 13 goluri în 22 de meciuri, da. Apoi la Inter 10 în 19 și acum, iată, 6 goluri în 16 meciuri cu un average rating, aș zice eu, extraordinar. Wow, da, cred că asta este unul din cei mai buni jucători pe care am văzut până acum. Tenis Mărunțelu. Interesant, la voluntari, da? PSG, acum Tudor Burtic, de la Steaua la Manchester United, 3 milioane 300. Nu cred că a dat randament. Ups, 25 de ani. S-au cam tras câteva țepe în Premier League, din câte văd. Schalke. Așa și așa. Și acum Ciprian Fleșariu, sau Fleșariu, 2,6 milioane cu 6 bonus la Manchester City. 45 de selecții, 3 goluri, fundaș dreapta. Încă joacă la Manchester City, 64 de milioane. Wow, da. Hai să vedem. Am împrumutat la Fulham un sezon la jumătate. Dar nu prea a jucat. Câți ani are? 24. 17 meciuri într-un sezon, Manchester City. Așa, așa, așa. E interesant cum de evaluat la 64 de milioane. Ok. Mergem mai departe. 2023. Da, am zis că ne uităm de la 1.000.000 în sus. Everton sau Everton, n-am auzit. De la Porto.
Interesant. Doran Fiulă, Plastra George pe 1.600.000. Constantin Dinima. Apropo, da, Doran Fiulă este un atacant, din punctul meu de vedere, foarte bun pentru nivelul Ligii 1. Dar nu cred că ar da nimeni 1.100.000 în condițiile de față. Constantin Dinima, viitorul FCSB. În curent la Maccabi Tel Aviv. Un jucător un pic peste medie, dar nimic fantastic. Miron, fundaș central, da. În continuare la Astra. Andrei Manciu, la Steaua, la Manchester City. Altă țeapă, oare? 8 selecții, niciun gol, 21 de milioane valorat. 24 de ani, hai să vedem. Fundaș central, prin 25 de meciuri într-un sezon la Nantes, cotă un average rating destul de ridicat. 25 de meciuri la West Bromwich. West Bromwich cred că are vreo 2 jucători români în echipă. Alexi Pitu, la viitorul la Napoli, 2,3 milioane. Neselecționat. Joacă la Stoke City. Dacă avem un jucător care joacă în Premier League la Stoke City și nu este neselecționat, înseamnă că mai sunt alții și mai buni. Puțin telegoluri pentru un mijlocaș ofensiv. Meciuri foarte puține la Napoli. Mitriță, da. Madalin Ciubotariu. FCSB Liverpool, 36 de selecții, un gol ca fundaș central, 17 milioane, 22 de ani. Bun, 36 de selecții la 22 de ani. Puține meciuri, puține, puține. Interesant cum niciun, în afară de Mărunțelu, sau care era numele lui, de la PSG, nimic care să joace constant, constant la echipele la care sunt cumpărați. Ei, cred că deja intrăm, 2024, cred că intrăm pe un trend interesant. FCSB a cumpărat bine aici. Tudor Boluță, Constantinescu, nu o să ne intrăm în aceștia. Hai să vedem Denis Itu, de la Astra la Liverpool. 32 de ani, 18 milioane. La Napoli împrumutat, bănuiesc, 17 meciuri. Ca fundaș central la Napoli, average rating de 7 aproape, interesant, interesant, abia, da, cred că este un jucător mai constant. Mircea Lică, viitorul Chelsea, 4 selecții, niciun gol, mijlocaș ofensiv. Mm-hmm. 30 de meciuri la Huddersfield, 4 goluri, în rest dintr-o parte în alta. Nimic concret. Dar totuși de 25 de ani. Florin Tan la Real Hispalis. Pe 5 milioane. Oh, oh, da, iată. Atacant la Real Madrid. Interesant. Interesant. 12 selecții, 2 goluri. 66 de milioane valorat. Fost vândut la Real Hispalis pentru 48 de milioane. A dat câteva goluri. Da, cred că, iată, cred că atacanții au mers pe una atacanților în România, văd că în ultimii ani au dat randament. Și fundaș central mi s-au părut destul de buni. Dar da, pare un transfer reușit. Florin Dan la Real Madrid. Mihai Marius Andrieș la Chelsea. Curent la Krasnodar, 2 selecții, 2 goluri. Bun jucător, 2 goluri în 2 meciuri. Chelsea a împrumutat și a fost vândut la Krasnodar, nu prea a dat randament la Chelsea.
3 goluri în 24 de meciuri la Levante cu 6,81. Cum văd că are o cotă mai bună la un rating mai bun la Krasnodar. Și ultimul, Florin Gerasim, FCSB la Barcelona pe aproape 10 milioane de euro. Chiar sunt curios. Hai să vedem. Bun, fundaș dreapta. În continuare la Barcelona, 25 de milioane. Hai să vedem. FCSB a jucat doar la Barcelona, dar nu prea a jucat, de fapt. E tânăr, 24 de ani. Dacă în următorul sezon nu dă randament, probabil va fi vândut sau împrumutat. Bun. Hai să mergem mai departe. Hai să aruncăm o privire rapidă la aceștia trei. Pe mai lat îl știm. Mihăilă, cred că nu, este un portar generat. 3,5 milioane, a jucat ceva în Liverpool, a jucat la AC Poli. În continuare bănuiesc că așteaptă să explodeze. Constantin Dima la Maccabi Tel Aviv, cred că am văzut la Hermannstadt, Emilian Tiuț. S-ar putea să apară. Ia să vedem. Da, mă gândeam că va fi transferat deja. Villarreal, 2 milioane la Chelsea. Interesant. 7 goluri în 20 de meciuri la Villarreal. Nu e rău. Nu e rău în prima diviziune. Ovidiu Gavrilă la Botoșani la FCSB. Nu intrăm în transferuri interne. Dinamo Utrecht. Rapid, rapid. Bun. NU Utrecht nu este cea mai valoroasă echipă din Olanda, deci la voluntar la Arsenal. 21 de ani, 11 milioane, portar. Joc la Arsenal? Decent, dar doar câte un meci, două pe sezon, nu o să reușească să se dezvolte prea mult. Dar e tânăr, e tânăr. Sergiu Dică la Manchester City. Cum la Inter. 26 de milioane. Este împrumutat la Inter. Interesant. Și acum să vedem astea două. FCSB Tottenham. Două transferuri bunicele. Și Andrei Balgiu și el la Inter. Împrumutat. Două goluri în 18 meciuri. Ar putea și mai bine. Vedem Eugen Toader. Eugen Toader, portar. 53 de milioane. Da. Aș zice că e portarul titular. Da. Și un rating destul de bun. 7,08 în ultimul sezon. Cu 18 goluri primite în 21 de meciuri. Nu e rău, nu e rău, bănuiesc că împarte poarta cu cineva, o altcineva, altfel nu văd de ce n-ar strânge 3-6 plus meciuri pe sezon la în Premier League cel puțin. La Tottenham, cred că poți să faci 50 de meciuri. Bun, 2026, pare un an mai slăbuț, nu. FC Dallas, Dinamo, Chelsea, CFR Cluj, CSKA, Steaua, LA Galaxy, bănuiesc, Man City, Inter, FCSB, Man City. Hai să vedem ce e vorba la aceștia doi de la voluntar la Chelsea. Da, încă sunt foarte tineri. Nu cred că împrumutați la Brentford, apoi la Steaua, dar sunt foarte tineri, cred că nu o să avem ce să vedem mare lucru la aceștia 18 ani, bănuiesc că sunt cumpărați pentru a fi dezvoltați, iată, în Championship, 23 de goluri în 38 de meciuri la 18 ani.
Prevăd un atacant de mare viitor. Hai să vedem rapid. Andrei Morar, 20 de ani la Man City. Un meci. Deci, da, 20 de ani încă e tânăr, încă se poate dezvolta. 22 de ani, Dinamo București. A fost la Inter și acum v-am mutat la Dinamo, un fel de Daminuță. Și ultimul, Darius Bogdan. Nu, am zărit. Trecem peste Alexandru Negoiță. Darius Bogdan la CFR la Man City. Dar încă nu au făcut pasul la echipa mare jucătorii la vârsta asta. Interesant. Hai să vedem și ultimul sezon. Flaviu Tănase, FCSB Bayern. 22 de ani. Atacant. 3 goluri în 6 meciuri. Da. Sunt ceva atacanți buni. Am văzut Astra Man City. Fundaș stânga. Încă nu a făcut pas la echipa mare. Dar e tânăr. 21 de ani. Cred că avem o echipă under 19 destul de bună. Da, cam astea sunt transferurile pe țară. De curiozitate o să arunc o privire la una, două, trei echipe din Liga 1. Interesant faptul că echipa mea favorită nu mai este în Liga 1. Politehnica aia și-a dispărut. Hai să vedem pe unde e. Dăm în jos. Hai, hai. Liga a doua. Slăbuți, slăbuți. Rapid, rapid retrogradat anul ăsta în Liga a treia din nou. FCSB 2 câștiga campionatul în Liga a doua. Cred și eu. Au cumpărat destul de mulți jucători din câte am văzut. Hai să arunc o rapidă privire la Politehnica să văd cam ce s-a întâmplat. Târnat play-off-ul pe 7. Nu, asta nu a fost play-off, asta a fost play-out. Locul 13, locul 8. Slăbuți, tare, slăbuți. Oh, și-au mai fost retrogradați într-un an. Ceva transferuri notabile, hai să vedem, în ultimii ani. Out. Nimic, nimic. Damianovici. Nu, nimic. Nici in, nici out. Slab, slab, slab. Păcat, mă așteptam la mai multe de la o echipă ca e așa. Interesant, interesant. Dar ziceam, hai să aruncăm o privire la câteva transferuri rapide. Dăm înapoi la Liga 1. Hai să vedem Dinamo. Dinamo. Dinamo, Dinamo. Anul ăsta slăbuț, văd. Sau, cred că ăsta este 2020, da. 2027, care bănuiesc că încă e sezonul curent, da. 7 milioane, Radu Lato la Sevilla. Interesant, interesant. Portar, portar. Da. Cred că, de fapt, o să cred că mi-a ajuns cu transferurile. O să trecem la echipa națională senior, Under 21 și Under 19.